Nimeni nu rămâne indiferent. Pe lângă donații, voluntarii din câteva companii private vor merge de astăzi în spitale pentru a le duce mâncare caldă medicilor care luptă cu virusul COVID-19. Prima instituție pe care au vizitat-o voluntarii a fost Spitalul de Urgență din Chișinău. Potrivit reprezentanților mediului de afaceri, de cele mai multe ori medicii nici nu au timp să ia masa, iar creșterea numărului de cazuri testate pozitiv cu noul virus face ca angajații din spitale să fie tot mai solicitați. Anume din acest motiv, oamenii de afaceri au sărit în ajutor cu ceea ce este mai necesar, un prânz cald, hrănitor și bogat în vitamine. Ne-am mobilizat pentru că suntem într-o situație de urgență și n-am putut să rămânem indiferenți. Ne-am mobilizat, venim să-i ajutăm pe cei care se află pe prima linie a războiului, medicii, să le aducem un prânz cald. Noi am venit cu ideea că să le aducem pachete sigilate cu tot de ce ei au nevoie acolo, vitamine, proteine, pentru că, în primul rând, ei sunt primii în contact cu virusul și trebuie să-și mențină sănătatea. La rândul lor, lucrătorii medicali spun că gestul este unul binevenit și se bucură că societatea este solidară cu ei. Non-stop stăm în situații de alarmă, în caz de necaz. Suntem bucuroși să vă dăm mână de ajutor la toată populația. Noi vă mulțumim foarte mult, suntem bucuroși că ne ajută cineva și aibă grijă de noi. Vreau să spun că e un gest foarte bun, binevenit, fiindcă din semn de solidaritate au respect față de noi, înseamnă că suntem stimați și vreau să răspund mulțumire și oamenilor care sunt înțelegători, stau acasă. Eu cred că dacă o să respecte toți, atunci o să ieșim din criza aceasta mai repede și atunci epidemia să fie stopată. În zilele următoare, voluntarii își vor continua acțiunea și în alte spitale din capitală.